La cursul trecut am discutat despre arce și bolți care reprezentau aspirațiile unui imperiu, adică Imperiul Roman. Dar arcele au cunoscut totuși o cădere în utilizare pe măsură ce Imperiul Roman se destrăma de asemenea. Practic, ceea ce duceau romanii în teritoriile cucerite, și anume civilizația, stilul de a construi, tehnologia, materialele, au însemnat o dezvoltare a acelor zone. Dar, pe măsură ce a trecut timpul și Imperiul a decăzut, nu au mai fost folosite în aceeași manieră toate tehnologiile romane și inclusiv formele dezvoltate de aceștia. Din punct de vedere ingineresc, perioada care a urmat după decăderea Imperiului Roman a fost una neagră, în special din punct de vedere al construcțiilor. Pentru că dorința de dezvoltare tehnologică a dispărut, iar formarea specialiștilor nu mai era posibilă. Nemai fiind nici prosperitate, nici putere financiară, evident că investițiile nu mai existau în zona publică. Mai mult de atât, oamenii în perioada Evului Mediu se concentrau pe apărare. Și o să vedeți că, din cauza multor conflicte, oamenii și-au construit alte tipuri de construcții necesare, și anume e vorba de acele cetăți sau fortificații, da? Sisteme de apărare și un alt tip de construcții mai erau bisericile, care de asemenea s-au dezvoltat și reprezentau uneori chiar și sisteme de apărare în sine. Această cetate, spre exemplu, din imagine, am văzut mesajul ăla și nu știam despre ce e vorba. O să vorbim la final. Din punct de vedere al aspectului ingineresc sau structural, da, privind această cetate construită undeva pe la anul 1031 în Siria, tehnologia de a construi, de fapt, a fost adusă de cruciații din vest. Această cetate, vă spuneam, este interesantă și importantă să o înțelegem din punct de vedere militar, pentru că erau cu zidurile foarte groase, observați, turnurile, zidurile, porțile au fost gândite în perspectivă defensivă, deci să facă față impactului proiectilelor aruncate de catapulte. Nici de cum nu se concentrau pe elemente zvelte, înalte, cu deschideri mari, da? Deci nu putem spune că erau impresionante inginerește vorbind. Grosimea acelor ziduri era de aproape 30 de metri pentru a rezista, vă spuneam, impactului proiectilelor și alte acțiuni mai importante și cu intensitate mai mare, pe atunci nu se știau. În continuare o să discutăm despre cum au evoluat construcțiile după această perioadă, când, observați, oamenii erau concentrați foarte mult pe a se proteja, pe a se adăposti, da? Și să nu fie, mă rog, cum erau războaiele, să nu fie în pericol, să-și asigure siguranța vieții. Bisericile au fost a doua categorie de clădiri, de construcții, care au reprezentat un aspect important pentru oameni, pentru diverse culturi, pentru civilizații, și acestea au fost dezvoltate inițial tot pe direcția dată de romani. Spre exemplu, această biserică din Germania, construită pe la secolul 4, are o formă rectangulară și cu extensia altarului, care se cheamă absidă, în formă semicirculară. Da? Deci, în plan, partea aceasta dinspre altar era semicirculară. De asemenea, observăm că toate ferestrele din fațadă au acele arce semicirculare și cumva se aseamănă cu conceptul de arcade, da? Pentru că știm, au
avantajul de a nu genera împingeri laterale arcele, da, când avem aceste arcade. Un alt exemplu, și această biserică, de asemenea, este construită tot pe direcție longitudinală, singura diferență fiind adăugarea arcadelor în interior, și observăm pe interior aceste extensii, da, ca zone de circulație pentru cei care mergeau în interior la slujbe. Un alt exemplu de biserică, unde reîntâlnim arcele, arcadele și, de asemenea, ce este interesant pentru noi, la partea superioară, acoperișul. Această biserică din Florența, respectiv din localitatea Orvieto, realizate la cam în aceeași perioadă, la câțiva ani diferență. Și în cazul acestor două biserici, vă spuneam, configurația era oarecum similară, cu arcele acelea semicirculare, iar ca formă, oarecum simplă, în comparație cu ce urma să se dezvolte mai târziu în perioada medievală. Din punct de vedere structural, aceste construcții, aceste biserici, aveau o structură, să spunem, destul de clară, de simplă. Ați văzut, la partea superioară este acoperișul, care are o structură de rezistență realizată din grinzi cu zăbrele, așa cum observăm în imaginea din stânga. Și grinda aceasta cu zăbrele, erau de fapt mai multe, da? Descărcau pe pereții verticali, care unii aveau și goluri, o să vedem, pentru ferestre, respectiv la bază existau acele coloane. Și arcele nu lipseau, arcele semicirculare. Analizând această imagine, observăm că în partea stângă avem grinda cu zăbrele și în partea dreaptă un arc sau o boltă ar putea să fie. Întrebarea mea către voi este, care este principala diferență pe care ați sesiza-o voi la prima vedere? Ce considerați voi că este ca diferență importantă între cele două tipuri de acoperiș? Puteți să-mi scrieți? Hai să vă mai dau un indiciu. Din punct de vedere structural, ce produce una, ce face cealaltă? Ok. Așa, uite, mi-a scris Bogdan. Cum se distribuie forțele și ce forțe apar? Așa, uite, hai să zicem, ați înțeles ideea, poate că exprimarea nu este chiar potrivită. Haideți să încercăm împreună. Grinda cu zăbrele produce o forță verticală, da? Pentru că are greutatea ei plus ce mai adună din acoperiș. Această greutate notată cu F, să spunem în cazul ăsta, se transmite, nu, la cei doi pereți, vertical. În schimb, în cazul bolții sau arcului, pe lângă greutatea asta care acționează vertical, arcul mai generează și împingeri laterale. Da? Ei bine, observați că totuși în stânga, dacă ar fi să luăm din punct de vedere mecanic, grinda cu zăbrele este foarte bună, da? Dar ce se întâmplă acolo? Vedeți că apare un foc, un potențial incendiu. Și asta s-a întâmplat de fapt. Au fost foarte multe incendii, pentru că, știți, bisericile erau și în prezent se folosesc foarte mult lumânările și astfel au fost foarte multe accidente când au luat foc acoperișurile și chiar s-au prăbușit integral fie biserica sau doar acoperișul. Și atunci oamenii au căutat soluții noi. Hai să protejăm acoperișul, care, mă rog, are o structură din asta cu două pante, și să-l protejăm de la interior de acțiunea incendiului. Singura variantă pe care au găsit-o atunci la îndemână a fost
realizarea unor bolți din ziderie. De ce? Păi cărămida, evident, rezistă bine la foc, rezistă bine la compresiune, se poate monta pe acel suport pe eșafodaj și, în final, protejează deci acoperișul. Problema fiind, totuși, la nivel de comportare structurală, prin generarea acestor împingeri laterale. Sper că m-am făcut înțeles, ok? Și acum haideți să studiem mai departe cum au rezolvat această problemă, pentru că, evident, e ceea ce conta. Așa, da, deci avem cele două reacțiuni verticale din grinda cu zebre, respectiv, la fel întâlnim de la boltă sau de la arc reacțiunile verticale, plus împingerile orizontale care apar la nașteri. Deci aceasta este principala diferență din punct de vedere mecanic. Cum influențează totuși traseul transmiterii forțelor un sistem structural? Păi, uitându-ne la această imagine, în partea superioară observăm acele ferestre care au dimensiuni mici, comparativ cu dimensiunea de ansamblu, da? Și rezultatul acestora, adică acele dimensiuni, de fapt, sunt un rezultat direct al influenței transmiterii încărcărilor, pentru că dacă este să analizăm la partea superioară, observați cu liniile albastre, sunt traseele grinzilor de acoperiș, grinzilor cu zăbrele. Acestea transmit la pereți, nu? Reacțiunile verticale, despre care am discutat mai devreme. La rândul lor, acțiunile din grinzile cu zăbrele sunt transmise în pereți care îi vor... Aceștia, la rândul lor, vor fi solicitați la compresiune și nu trebuie să fie, să spunem, masivi ca să aibă și o greutate foarte mare până la bază. Mai mult de atât, la baza pereților, că pe ambele părți, vedem acolo și niște coloane, da? Sunt niște arce și niște coloane. Ei bine, toate aspectele astea trebuiau rezolvate, astfel că s-a găsit acea soluție, arcele adiacente, adică arcadele, între ferestre există acei șpaleți de zidărie prin care se adună forțele de la acoperiș, da, și se transferă la partea inferioară, observați prin aceste două săgeți evidențiate. Ferestrele trebuie să aibă, vă spuneam, dimensiuni reduse pentru a facilita transmiterea forțelor de la partea superioară din acoperiș către bază, respectiv fundații. Din acest punct de vedere, se poate spune că biserica timpurie creștină este influențată de anumite aspecte structurale inginerești. Influența însă este destul de redusă, dar totuși există. În acest caz, forma urmează structura. Știți că am vorbit încă de la începutul cursurilor despre formă, funcție, structură. Ok, haideți să continuăm. Până în secolul XI, europenii au fost interesați să aplice caracteristicile sistemelor structurale dezvoltate de romani. Astfel, această influență în arhitectură a purtat numele de stil romanic. Și o să întâlnim astfel de catedrale, astfel de biserici, cum este și cazul acesteia din Germania, care s-a dorit a fi cea mai înaltă din regiunea vestică a creștinismului și a rămas singura construcție cea mai înaltă în stil romanic care există și azi. Problema este că totuși acestea erau limitate. Ca orice element construit sau structură, aveau și limitele maxime pe care le puteau atinge, și anume masivitatea zidurilor, grosimea acestora, ca să facă față încărcărilor și eforturilor de compresiune pe măsura înălțimii generale, da? În interior, mai este o precizare că
În această biserică au fost utilizate și bolțele intersectate despre care am vorbit data trecută. Aceste bolți intersectate arată divizarea spațiului în baze pătrate, așa cum am observat la prezentarea acelei construcții din Roma antică, băile din Caracalla. Da? Între bolțile acelea intersectate, observați, există și niște arce transversale care delimitează practic acele intersecții și au rolul de a prelua încărcările și de a le transmite mai departe la elementele verticale, da? Pe care se sprijină. Bun, și ce observăm? Inițial, sistemul de acoperiș era din grinzi de lemn, așa cum am vorbit puțin mai devreme, dar prin anul 1990 a fost un program de reabilitare, a fost inițiat un program de reabilitare foarte, foarte complex. Împăratul Conrad, de pe atunci, a decis să transforme acoperișul într-un sistem de bolți inspirat, vă spuneam, de construcția aceea din Roma antică. Și a fost, practic, acea construcție un simbol al Imperiului Roman. De aceea foarte mulți au preluat tehnologia folosită atunci. Sistemul de bolți care acoperea nava, zona aceasta din catedrală, zona centrală a bisericii, aveau nevoie de arce transversale. Aceste arce transversale, pentru a putea descărca pe elementele verticale, au trebuit introduși suplimentar niște stâlpi. Stâlpii aceștia, de fapt, vedeți, nu sunt singulari, ci sunt cuplați cu pereții. De aceea, aceștia se cheamă stâlpi angajați. În această schemă, dacă ar fi să facem analiza fără să avem acel reazem vertical de o parte și de alta, adică acei stâlpi angajați, arcele și bolțele implicit nu ar fi putut descărca nici măcar vertical, da? Deci nu aveau un suport vertical. Și atunci s-au introdus, vă spuneam, acești stâlpi angajați, ceea ce asigura suportul de descărcare pe direcție verticală al arcelor, respectiv bolților. Pe lângă acțiunea verticală generată de greutatea arcelor și bolților, nu uităm de împingerile laterale. Da? Aceste împingeri laterale, cu siguranță, tot ar crea probleme, chiar dacă noi avem și grinda cu zăbrele și boltă, da? Sau arc. Observați că aici regăsim ambele elemente structurale pentru acoperiș, și bolta și grinda cu zăbrele. De ce? Pentru că bolta putea fi pictată, avea o anumită formă, să spunem, și estetică, și proteja și de foc acoperișul. Da? Deci, practic, s-au folosit împreună. Dar situația rămânea, să spunem, în maniera aceasta, adică trebuia gândit un sistem astfel încât să facă față acestei situații, să nu se întâmple această situație, să se prăbușească. Și ceea ce au găsit constructorii ca soluție la acea vreme a fost să crească grosimea la bază, în special, a acelor pereți, respectiv cu stâlpi angajați. De ce? Păi, țineți minte când am discutat data trecută despre arcul de triumf, că arcul pe un perete, la o anumită înălțime, generează o împingere laterală, respectiv un moment de răsturnare. Acel moment de răsturnare ar produce răsturnare, evident, dacă momentul de stabilitate nu ar fi mai mare. Și cum se poate obține un moment de stabilitate mai mare? Păi, fie prin creșterea greutății verticale, da, a încărcării verticale din greutate, dar dacă nu ai un braț suficient de mare ca să creezi acel moment de stabilitate, totul este în zadar. Și atunci, prin creșterea acestei grosimi,
practic să obțină un moment de stabilitate care va face ca structura să fie în echilibru. Despre asta este vorba. Și ceea ce am văzut pe interior a fost dublat de construirea de contraforți pe exterior. Și acum are destul de mare logică ceea ce am spus, că privind pe această schemă, observați, la bază, momentul de stabilitate este foarte clar mai mare și nu se mai produce acea răsturnare. Da? Prin adăugarea acestor bolți, sistemul de acoperiș nu s-a modificat, am spus mai devreme, a fost păstrat din lemn, pentru că era ușor de realizat, însă era în pericol în cazul incendiilor. Motivul a fost că bolțile din piatră nu aveau o comportare foarte bună în contact cu intemperiile și ar fi putut pătrunde apa, putea să înghețe, mai ales dacă erau în zone din acestea cu climă rece, ceea ce ducea la degradări. Pe de altă parte, lemnul nu rezista bine la foc, astfel că acoperișul era protejat prin introducerea acestor bolți din siderie. Există totuși o mare problemă cu aceste arce și bolți din piatră. Ele sunt foarte grele din cauza materialului. Și mai mult, aceste arce dezvoltă, spuneam, acele împingeri laterale care nu sunt neglijabile, sunt chiar foarte mari. Fiind poziționate cât mai sus, cu atât momentul acela de răsturnare este mai mare, este foarte important, pentru că o să vedem catedralele au avut cerința de a fi construite cât mai înalt. Și soluția cea mai bună a fost să se introducă acești contraforți. O să vedem câteva exemple. Aici este o biserică construită pe la 1610 în Italia, Veneția. Observați acolo contraforții de pe exterior. Are o formă destul de simplă, deci nu este ceva foarte sofisticat. Mai departe, un alt element pe care îl studiem și e important să știm despre el este arcul de atenuare. Arcul de atenuare, dacă vă veți uita foarte atent în această fațadă a acestei catedrale, deasupra nivelului 2 de arce, da? Întâlnim arcul de atenuare, care este construit în planul zidăriei deasupra celor trei arcade. Rolul acestui arc de atenuare este să preia încărcarea de la partea superioară din greutatea materialelor, a pereților și a acoperișului și să o transfere, să o dirigeze deasupra la elementele aflate în vecinătatea acelui gol. Da? Pentru că dacă s-ar fi transmis direct pe acel gol, elementele acelea de tip arcadă și coloanele nu ar fi putut prelua toată încărcarea. Practic, dacă vreți, este ceva similar cu ce am văzut la piramida egipteană. Deasupra camerei mortuare erau acele două pietre înclinate, nu? Care preluau încărcarea de la partea superioară și o dirijau pe lateral. De asemenea, observați și prin interior, observăm la această catedrală arcul acela de pe lateral de culoare albastră. Este de asemenea un arc de atenuare care transferă încărcarea de la partea superioară din acoperiș către coloane. Evident, fiind mai multe, acestea sunt niște arcade și nu mai generează împingeri laterale. Ajungem să discutăm despre stilul gotic, care undeva de pe la anul 1100 a fost, să spunem, un pas firesc în evoluția stilului romanic despre care am vorbit mai devreme. În arhitectura gotică, care prezintă interes și din punct de vedere structural, cerința era să se construiască cât mai înalt și cu material cât mai puțin, adică elementele să fie subțiri, să fie zvelte. Și avem astfel de exemple, cum este catedrala aceasta din Franța,
catedrala din Rouen și observăm cât de zvelte sunt elementele și cât este de înaltă. O altă imagine, observați și bolțile din ziderie de piatră la partea superioară, care erau destul de grele și cu deschideri impresionante, foarte mari, dincolo de înălțime. Această imagine este din exterior. Această catedrală, dacă vreți să știți, este, sau mă rog, a fost cea mai înaltă construcție din lume între anii 1876 și 1880 și avea 151 de metri înălțime. Impresionantă pentru tehnologia de la acea vreme. Alte exemple, aici este tot aceeași catedrală, dar văzută din alt unghi, respectiv aici. Da, este chiar impresionant catedrala. Un alt exemplu din Franța, tot din Franța, catedrala Saint-Pierre. Observați pe exterior acele elemente despre care o să discutăm imediat. Și, bineînțeles, mai aproape de zilele noastre, cum au evoluat soluțiile structurale la aceste catedrale în stil neogotic de data aceasta, dar o să mai discutăm despre acestea. Împingerile orizontale erau, vă spuneam, foarte mari și aceasta era principala problemă a catedralelor gotice, iar oamenii, constructorii, inginerii de pe atunci trebuiau să găsească soluții potrivite la aceste, la aceste probleme, la aceste situații. Arcul frânt, însă, nu a fost o invenție a vesticilor. Acesta a apărut prima dată în Siria și, după cum observați în această fațadă de la o moschee, se obținea prin intersecția a două arce semicirculare, iar introducerea acestui tip de arc în arhitectura gotică a depins de succesul structural al acestuia. Avantajul arcului gotic era că împingerea laterală era mult mai mică față de arcele semicirculare și, de asemenea, un alt aspect era că traseul împingerilor, dacă mai țineți voi minte, se încadra în secțiunea arcului, mă rog, avea o formă parabolică, da? Haideți să ne reamintim cum am făcut noi analiza pe arcul semicircular și spuneam acolo că un arc mai plăștit va produce reacțiuni orizontale mai mari. Cu cât înălțimea arcului este mai mare, cu atât reacțiunile acestea laterale, împingerile laterale, sunt mai mici. Așadar, împingerea orizontală este invers proporțională cu înălțimea arcului. De aceea se preferă ca acele arce la catedralele gotice să fie mai înalte. Da? Observați diferența dintre acestea. Așadar, un avantaj structural al arcului gotic care genera împingeri mai reduse și totodată putea fi și mai subțire. De ce? Pentru că linia împingerilor, observați, se încadrează foarte bine într-o secțiune mai redusă, având acea formă parabolică. Un alt aspect era că avantajul acestor arce era și pentru arhitectură, deoarece nu era o dependență între deschideri și înălțime și se puteau realiza contururi dreptunghiulare în cazul bolților intersectate, spre deosebire de bolțile semicirculare. O altă inovație în stilul gotic a fost introducerea nervurilor. Nervurile au rolul de a rigidiza bolțile, pentru că bolțile trebuiau să fie ușoare, ca să fie ușoare trebuiau să fie subțiri, dar dacă erau prea subțiri, practic ele erau flexibile, nu aveau rigiditate. Și știți, dacă este să luăm, să spunem, un astfel de exemplu, ca să putem obține, chiar aici, da? Deci dacă iau un element de suprafață, uitați, eu am făcut aceste înduituri, acestea practic sunt niște rigidizări.
Acum, această placă poate prelua chiar o încărcare, da? Este rigidă. Dar dacă nu aș avea aceste nervuri, da? Ea s-ar comporta, nu ar avea rigiditate, deci ar fi foarte flexibil. Așa este și cu acele bolți, da? Deci nervurile de rigidizare aveau acest rol de a rigidiza bolțile și totodată, reducând grosimea bolților, se reduceau și încărcările și împingerile laterale. În zilele noastre, o să vedeți la construcții, avem planșee, da? Pe sistemul acesta de nervuri. Ele sunt foarte subțiri, dar având acele nervuri, sunt rigide, da? Se comportă foarte bine. Chiar dacă împingerile s-au redus, tot acționează suficient de mult pe elementele verticale, producând astfel răsturnarea acestora. Astfel au apărut și alte elemente, cum am spus mai devreme, contraforții, dar pe lângă contraforți s-au mai găsit alte soluții, și anume arcele butante. Aici vedem pe fațada acestei catedrale contraforții, iar acestea sunt câteva detalii cu arce butante. Arcele butante, sau arcul butan, să spunem, este un subsistem structural specific catedralelor gotice, menit să preia prin segmentele acestea de arc împingerile laterale ale bolților și să le descarce în exterior prin contraforți către fundație. Deci, practic, este o preluare treptată a acelor împingeri și transmisă la teren din element în element. Avem câteva exemple, uitați ce zvelte sunt și aceste arce butante, dar un aspect foarte important, de ce au apărut aceste arce butante și de ce ele arată așa, uitați-vă că pe fațada clădirii acestei catedrale gotice sunt suprafețe vitrate foarte mari, sunt acele vitralii în care se prefera să intre lumina, da? Și ca să intre lumina, era nevoie să nu avem, dacă țineți minte, am văzut mai devreme acel exemplu cu catedrala aceea din Veneția. Dacă erau ziduri opace, adică dacă erau doar acei contraforți, lumina nu ar mai fi pătruns în interior. Da? Și atunci, prin realizarea acestor arce butante, care aveau secțiune destul de reduse, soarele putea pătrunde în interior foarte bine, și totodată se rezolva problema structurală de preluare a împingerilor. Un alt exemplu, da, observați, foarte, foarte zvelte acele arce butante, da, și avem aici o secțiune prin catedrala gotică. Și o să vă rog să priviți mai departe un mic material, după care o să luăm pauză. În plus, față de arcele butante, mai întâlnim și vârfurile acelea, observați aici cu galben. Acele vârfuri aveau rolul de a crește încărcarea verticală pe elementul de sub arcul butant, da? Pe acel contrafort. Tot așa, pentru a crește momentul de stabilitate. Practic, principiile sunt ușor de înțeles. Da? Deci acele vârfuri, dincolo de rolul decorativ, ele contribuiau la stabilitatea sistemului structural. Aici este o secțiune printr-o catedrală gotică cu elementele principale. Un exemplu de biserică în stil gotic din România este biserica aceasta din Cluj. Și, de asemenea, v-am adus o fotografie și cu Biserica Neagră din Brașov. Ce mai este de spus despre catedralele gotice este că acestea au ajuns totuși la o limită maximă până la care au putut fi construite pe înălțime. Și avem catedrala Saint-Pierre din Franța, din localitatea Beauvais, care, din ceea ce observăm noi aici, este de fapt o mică parte din proiectul inițial al construcției.
În cursa de a fi cea mai înaltă catedrală gotică, constructorii au împins la limită tehnologia existentă în anul 1284. După 12 ani de la terminarea construcției, așa cum vedem planul acela general, construcția s-a prăbușit, da, pentru prima dată. Catedrala aceasta din Beauvais nu a fost terminată niciodată, deoarece limita pe înălțime a fost atinsă și astfel s-au produs prăbușiri de câteva ori. Înălțimea acesteia a fost de 48,5 metri, ceea ce a rămas și putem vedea în zilele noastre. Haideți să vedem acest material. Să-mi spuneți dacă se aude. Este în engleză, dar știu că vă descurcați. Gothic cathedrals represent one of the high points in Western architecture. Their builders wanted to construct places of worship with upwards-looking spaces and light-filled interiors, features that spoke of the god they worshipped. To realize these grand goals, generations of builders from the 12th to 16th centuries were forced to make dramatic advances in both architecture and engineering. Their efforts gave rise to many innovations, including large buildings with complex vaulted ceilings, high stained glass windows, pointed arches that reduce lateral loading, and flying buttresses that can support tall, thin walls while letting the sun shine in. For thousands of years leading up to this time, most buildings were constructed using posts and beams. The vertical loads carried by the beams resulted in simple vertical loads in the posts or walls to which they were attached. Beams, however, could not stretch across the much wider spaces required for the new cathedrals. Arches, like this model, or this simplified model, could span these large distances. However, they generated large horizontal forces at their ends, and they could collapse if those forces were not adequately resisted. Short, thick walls might be able to resist these forces, but the cathedral designers wanted tall, thin ones. And they wanted to put large glass windows in those walls so the sun could illuminate the inside of their cathedrals. The horizontal loads generated by arch ceilings would have easily pushed over the kinds of walls they wanted to build. One possible solution to this problem was to pile stone on the outside of the building so as to support the wall. Over time, the engineers developed structures called buttresses, and these elegant structures could be found in many early Gothic cathedrals. Unfortunately, they tend to block the sunlight, as this model demonstrates. In time, designers figured out how to build thin lateral supports called flying buttresses. The earlier buttress designs were essentially broken into separate tall pieces and moved a short distance from the side of the building. The resulting tall sections were called piers, and they were connected to each other and to the side of the cathedral using sloped, arch-like members called flyers. As this model demonstrates, flying buttresses kept the tall, thin walls from collapsing, and they allowed the sun to shine in. This drawing shows how the forces from the vaulted ceilings were transferred to the flyers and then down through the piers to the ground. Spires and other heavy architectural features were sometimes placed on the tops of the piers so that the lateral components of the arch forces could be more efficiently transferred to the ground. By spires, we mean the high pointed tips of the piers. As you can see, the resulting buttress systems can be quite complicated. Since the designers did not have computers to help them, they relied on scale models, the much more sophisticated ones than ours. Those models helped them to fine-tune their designs, and they showed them the right order in which to build the various parts of the cathedral so that it would remain stable during construction. In what order should the components of this cathedral be built? Let's try building the shell of the building first. Oh, that turns out to be a poor choice. It's a good thing that this is just a model. Let's try again. This time, let's work towards the center and start with the most distant flyer. Then add the inner flyer,
and finally add the arch. If we take our hands away, the cathedral model stands. The model has taught us that this is a much better construction plan. Once the stonework in a cathedral was finally completed, it was typically covered with a slate-shingled wooden roof to keep off the rain. We hope this video helps you to understand why Gothic cathedrals are such a triumph of architecture and engineering. Besides their beauty, many Gothic cathedrals have remained in service for more than 700 years, and they continue to inspire those who visit them. We hope you will consider watching some of our other engineering models videos. Ok, am terminat cu catedralele gotice, ați văzut cât de impresionante și interesante sunt și avem foarte multe de învățat. O să regăsim elemente dezvoltate în această perioadă și la construcțiile moderne din zilele noastre și vă dau așa un preview. Dintre zgârie nori, cea mai înaltă clădire la ora actuală, Burj Khalifa, da? Și o să vorbim peste vreo două cursuri și despre aceste clădiri. În continuare o să vorbim despre domuri și scrie acolo de la Roma până la Renaștere. În toată această perioadă avem trei mari construcții celebre, unde domurile au fost foarte bine folosite, întrebuințate ca soluție de acoperiș și au dat chiar o măreție aparte acelor clădiri celebre. E vorba de Domul Panteonului, e vorba după aceea de Catedrala Sfânta Sofia din Istanbul și Domul din Florența. Pentru a putea fi clar în ceea ce privește eforturile ce apar în domuri, trebuie să stabilim, să facem o convenție asupra direcțiilor principale ale acestora. Astfel că, dacă e să privim un dom, este asemenea unei emisfere geografice și împrumutăm de acolo și terminologia specifică, și anume o rețea de linii de latitudine, respectiv longitudine, și mai specific, să spunem, meridian pe această direcție, respectiv paralelă pe direcție perpendiculară celei meridiane. În studiul unui astfel de dom, împărțim, să zicem, un astfel de element în mai multe felii, da? Pe direcție meridiană. Și vedem ce se întâmplă în momentul în care acționăm asupra lui cu o încărcare. Da? Ceea ce vedem aici e o astfel de reprezentare și aș vrea să vă arăt și în clasă. Pe elementul pe care îl am aici, da? La fel, l-am împărțit în mai multe felii și asupra lui acționez cu o încărcare. O să pun, spre exemplu, aceste greutăți, da? Care reprezintă o încărcare verticală. Ce se întâmplă cu domul nostru? Aceste fâșii, da? Pe direcția paralelă, au tendința de a se depărta, deci apar niște tensiuni de întindere, inelare. Pe direcție verticală, sau să spunem meridiană, avem compresiune, da? Încărcarea de aici se duce către bază în sens vertical, astfel încât pe direcție meridiană vom avea compresiune, iar pe direcție paralelă apare întinderea, da? Observați modelul. Bun, și atunci mai facem următoarea precizare, că în urma transmiterii încărcărilor în această manieră în dom, pentru a crea un sistem de preluare a acestor forțe la bază, da? Trebuie să găsim o soluție. Dați-mi voi, vă rog, câteva astfel de soluții. La ce vă gândiți? Vedeți, da? Aici structura s-a depărtat. Ce soluție aș putea să aplic pentru a
reface echilibru, da? Structura să rămână în echilibru. Mai e cineva acolo? Să-l întărim din lateral, dar va fi destul de greu, nu? Da? Adică să facem așa ceva. Ok. Este o soluție asta. Da? Altă soluție. Punem ceva de jur împrejur. Așa. Dar cea mai simplă, de exemplu, cea mai simplă. A început bine cine a zis că să punem la bază, da, un fel de suport sau mai degrabă să încercăm cu un inel realizat dintr-un material evident care preia foarte bine întinderea. Sunteți de acord? Ce ziceți? Încercăm așa, nu? Ia uitați. Asta este domnul nostru, da? Eu ce am să fac? Am să pun un astfel de inel dintr-un tirant, practic. Și să verificăm dacă se comportă mai bine, da? Ok, am montat acel inel și acum încerc să pun aceste greutăți. Observați, deja am pus și mai multe. Ia uitați, deja încărcarea este considerabil, practic s-a dublat. Și nu mai avem acele eforturi de întindere care duc la depărtarea elementelor domului. Observați? Da? Ok. Sper că s-a văzut. Revin acum la... Așa. Da, deci soluția ar fi să introducem un inel cu un material suficient de rezistent care să preia acea întindere și o să regăsim această soluție la unele construcții. Cum este Panteonul din Roma? Este prima clădire la care s-a realizat un astfel de acoperiș de tip dom. Impresionant, avea o deschidere foarte mare, era de 43 de metri, construit pe la anul 100 după Hristos și ce este interesant, clădirea aceasta a fost proiectată de Apolodor din Damasc, ce este interesant că domul a fost realizat dintr-un material inovator la acea vreme și e vorba de betonul roman. Au folosit constructorii un suport pentru a realiza, pentru a turna în forme domul, dar în plus de atât observați acele nișe, da? În grosimea domului. Deci pentru a reduce greutatea domului au creat acele casete, acele nișe în structura lui și a fost o soluție foarte bună pentru că s-a redus foarte mult greutatea domului, implicit eforturile, nu, care s-ar fi generat în acesta și de asemenea structura să fie foarte bine așezată. O să pornim un material video. Panteonul are așadar un plan circular peste care
este realizat un dom semicircular din beton, betonul roman. A fost cel mai mare dom din lume până prin secolul XIX. Structura de rezistență a domului constă în câteva elemente principale, și anume domul în sine și pereții în formă cilindrică pe care îi observăm în această imagine, pe care descarcă uniform distribuit domul. Da? Grosimea acelor pereți este de aproape 7 metri. Templul are în față intrarea principală, iar în interior se găsesc 7 nișe, acelea evidențiate de cu culoare mov. Și în aceste nișe este important, din punct de vedere structural, sistemul de descărcare, pentru că are și acele coloane, da? Iar pereții sunt mai subțiri. Ca și arcele, și domul acesta a fost construit cu eșafodaje din lemn, vă spuneam, cu rol temporar. Tot din eșafodaje din lemn s-au realizat și casetele vizibile pe intrados. Greutatea domului este de aproape 5.000 de tone și care este transmisă în compresiune la vârf, de la vârf până la bază. În zona centrală observați acel gol care se cheamă oculus, pe unde intră lumina. Acesta este sistemul de transfer al încărcărilor de la vârful domului, care are secțiune variabilă, la vârf este mai subțire, iar către bază mai gros. Vă spuneam că la baza domului grosimea pereților este de aproape 7 metri, iar la vârf, unde este acel oculus, unde intră lumina, este de doar 1,5 metri. Chiar și golul acesta central din vârf are rolul de a reduce greutatea, foarte importantă, da? Și de asemenea să preia compresiunea de la vârful domului prin acel inel special realizat. Vă spuneam că betonul roman realizat și folosit la acest dom era un amestec de rocă poroasă și mai spre bază o rocă, să spunem, cu rezistență mai mare, iar la partea superioară o rocă poroasă din piatră pons, amestecată cu cenușă vulcanică. De ce? Pentru a avea greutate diferită, da? Și rezistență diferită. Vă spuneam de nișele din interior, care pe exterior, ați observat, are acele arce de descărcare, concept pe care l-am întâlnit în prima parte a cursului. Rolul arcelor de descărcare este de a prelua încărcările de la partea superioară și a le dirija prin zidăria din jurul nișelor. De asemenea, proiectarea pereților în formă cilindrică a fost una inspirată de Apolodor, deoarece aceștia sunt mult mai rezistenți la efectul momentului de răsturnare, deci are o stabilitate mai mare, și se observă că pereții sunt dezvoltați mai sus de baza domului, da? Exact ca să preia acele împingeri la baza domului. Mai departe o să vorbim despre Hagia Sofia, o altă construcție, da, care este, vedeți, are o deschidere, domul central, o deschidere de 33 de metri. De ce este interesantă această catedrală? Este un edificiu reprezentativ pentru arhitectura bizantină, care a fost construită la ordinul împăratului Justinian, iar cea mai grea parte a structurii bisericii este domul central, cu o deschidere de 33 de metri. Acesta nu este foarte mare ca deschidere, dar se află la o înălțime foarte mare,
Iar la baza domului are 40 de ferestre, acele goluri pe care le observăm în această imagine. Iar poziția acestora la baza domului este una destul de sensibilă și critică, pentru că acolo, practic, domul are nevoie de rezistența cea mai mare și cerința aceasta a fost rezolvată prin introducerea nervurilor meridionale, acestea pe care le vedem acum în imagine, nervuri care porneau din vârf până la bază. Aceste nervuri transferă încărcările printre ferestre și transmit încărcările în exterior la acei mici contraforți de la baza domului, vizibili doar în exterior. Mai departe, aceștia transmit către partea inferioară a structurii, unde de asemenea întâlnim un sistem specific. Spre deosebire de Panteon, unde am văzut aveam pereți cilindrici, aici baza domului se descarcă pe un contur pătrat, adică pe acele patru coloane. Ca să fie un transfer armonios și să nu fie un pericol de a se prăbuși, domul nu putea rezema direct pe acele patru arce. Pentru că arcele încărcate cu forțe concentrate nu se comportă structural bine. Și atunci era nevoie de introducerea altor elemente care să preia încărcările din dom și să le transfere uniform distribuit la arce. Aceste elemente sunt pandantivele, ceea ce observăm prin intersecția celor două corpuri. Și astfel s-a obținut un ansamblu structural foarte complex și foarte bine echilibrat. Evident că problema împingerilor laterale rămâne, pentru că dacă ar fi să lăsăm doar partea aceasta centrală, nu ar putea fi preluate acele împingeri laterale și întreg sistemul s-ar prăbuși. De aceea o să observăm că a fost nevoie de alte elemente așezate pe exteriorul clădirii ca să echilibreze partea aceasta centrală a catedralei. Traseul pe care l-am observat mai devreme, de la dom către pandantivi, arce, respectiv coloane. La prima vedere, sistemul poate părea destul de încălcit în ceea ce privim noi aici, dar o să observăm că este foarte coerent și ușor de înțeles. Această structură are 7 trasee majore de transmitere a forțelor, care corespund celor 7 axe principale arhitecturale. De o parte și de alta a domului principal se găsesc 2 semidomuri. Da, acesta este domul principal și cele 2 semidomuri, care dau suport împingerii laterale generate de domul principal. La baza semidomurilor se găsesc bolți de tip contrafort, deci cu rol de contrafort, care transmit mai jos la elementele inferioare împingerea. Observați, acestea sunt bolțile contrafort. Iar la capetele bolții se găsesc semicalote așezate pe ziduri circulare. Acelea, da? Sub aceste elemente se găsește un ansamblu de arcade care sunt, de fapt, tot bolți contrafort, iar în exterior sunt contraforții propriu-zis. Împingerea concentrată de la baza domului este transmisă treptat de sus până jos la elementele inferioare, diminuând astfel efectul acelor împingeri până la teren. Pentru a prelua efortul inelar, s-a preferat un dom plioștit.
vă spuneam, de înălțimea acestui dom, care pentru a se putea prelua acele forti inelar s-a preferat ca acesta să fie mai plăștit, doar treimea superioară care are eforturi inelare mult mai mici, dar care dezvoltă împingeri mult mai mari și care s-a și prăbușit în timpul unor cutremure. Acesta a fost reconstruit mult mai înalt, apropiat de o semisferă, a cărui împingeri sunt de asemenea mai reduse, dar ca idee, până s-a ajuns la forma aceasta pe care o vedem în prezent. Un ansamblu construit din zidărie, de cărămidă și mortar, foarte ingenios și foarte spectaculos. Mai departe o să vorbim despre domul din Florența, care de asemenea are mare importanță în ceea ce privește strategia și soluția folosită. Domul de la Santa Maria del Fiore, domul din Florența, cum mai este cunoscut, a fost construit la începutul arhitecturii gotice. În anul 1367, florentinii au votat să se construiască un dom octogonal între navă și transept, așa cum arată de la distanță catedrala. Acest dom are deschiderea de 44 de metri, doar abia după 100 de ani catedrala a primit acest acoperiș. În anul 1418 s-a realizat o conferință pentru experți. Printre arhitecți a participat și Filippo Brunelleschi, care a trăit între anii 1377-1446 și care a propus construirea domului fără vreun suport ajutător. Asta este foarte interesant. El nu și-a divulgat însă soluția. A câștigat contractul respectiv din acea competiție și a construit domul. Provocările acestuia au fost unice și au fost în număr de 4. Trebuia să construiască la 10 metri deasupra unei cupole un turn, care ar fi fost instabil la împingerile laterale ale domului. În al doilea rând, domul trebuia să fie octogonal în loc de circular, așa cum am văzut la Panteon. Apoi, în partea superioară, o greutate foarte mare trebuia să fie așezat acolo ca un vârf, iar cea mai mare provocare a fost să construiască fără niciun suport, fără niciun eșafodaj ajutător, la înălțime de 115 metri. Din punct de vedere structural, domul octogonal avea împingeri mai mici față de domul de la Hagia Sofia. În plus, Brunelleschi a preferat să folosească două învelișuri subțiri din zidărie de cărămidă în locul unui strat gros, legând astfel acele straturi cu 21 de nervuri din lemn pe direcție meridională și cu inele pe direcție paralelă, care era un număr de 9 și aveau rolul de a prelua acele eforturi de întindere. Nervurile, de fapt, erau arce, iar cele orizontale, de asemenea, erau ascunse în interiorul domului în formă inelară, pentru a putea prelua eforturile de întindere. Astfel s-au introdus 4 cercuri realizate dintr-un lanț de dale, de piatră și lemn. Deci au folosit și piatră și lemn și acestea erau prinse între ele cu scoabe metalice, pentru că nu era suficient fier pentru a face inelul complet din oțel sau piatră. Construirea fără eșafodaj a fost la început relativ ușoară, dar pe măsură ce se ridica acesta, era mai dificil de realizat din cauza înclinării. O să vedem imediat o explicație video.
Sistemul ingenios de zidire a fost să creeze un efect de împănare la intradus prin dispunerea într-o anumită manieră a rândurilor de cărămiz, astfel ca acestea nu ar fi alunecat. Pe lângă sistemul structural, au mai folosit și foarte multe dispozitive mecanice, tehnologice. De exemplu, Da Vinci a fost chiar angajat la această lucrare și au folosit dispozitive inventate de el. În luna februarie, v-am spus, am mers în excursie cu o parte dintre studenții de anul trecut de la cursul acesta și am urcat împreună până la domul din Florența, chiar deasupra acestuia, și am și văzut unele din dispozitivele lui Da Vinci. Este acolo un muzeu. Este foarte impresionant. Da, observați sistemul de zidire prin împânare, astfel încât să nu cadă acele cărămizi la înălțime pe măsură ce se construia. Unele dintre dispozitivele lui Da Vinci, le vedem în această imagine, și o prezentare video la fel de drăguță, sper că o să vă placă, despre domul din Florența. Am ajuns la finalul cursului și acum o să vă mulțumesc pentru prezență, dar vreau să primesc și câteva întrebări de la voi dacă aveți. Putem purtăm o discuție. Am să deschid microfoanele.